Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Citim de la versetul 18 la 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetele 18 la 25. Să auzim această istorie a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin profetul, care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și au pus numele Iisus. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, aici, în Statele Unite, unde noi locuim acum, este acest obicei sfânt, ca imediat după sărbătoarea recunoștinței, sărbătoarea mulțumirii, care întotdeauna oficial în Statele Unite este în ultima joie a lunii noiembrie, după sărbătoarea aceasta, ziua următoare este declarată oficial luna sărbătorilor de iarnă, luna Crăciunului, a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Datorită acestui fapt, toată luna, în bisericile evanghelice și în bisericile istorice, este acest obicei sfânt ca închinarea prin cântare, prin rugăciune, părtășia frățească și cuvântul lui Dumnezeu să fie unul care să readucă aminte poporului, oamenilor, bisericii, ascultătorilor, că în adevăr, în lumea noastră, a venit Iisus Hristos, s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că ne-am încadrat în această cultură americană, cei mai mulți dintre noi suntem cetățeni americani, cred că am luat și noi acest obicei bun să slujim de așa manieră încât să putem să facem cunoscut cât mai mult și cât mai bine evenimentul pe care îl sărbătorim în luna decembrie, nașterea Domnului Iisus. În dimineața aceasta voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Vieți paralele. Vieți paralele. Și am să vorbesc despre două vieți complet diferite. Iisus Hristos și Anticrist. O să vă surprindă
să-i pui pe cei doi la oaltă, nu? Dar, dacă ne uităm bine la istoria Mântuitorului Iisus Hristos, diavolul, ca un maimuțoi necurat, tot timpul nu face altceva decât să imite. Și de multe ori imite atât de aproape de adevăr, încât foarte multe lume merge după el. Foarte multe lume îi cade în plasă. Vieți paralele. În primul rând, să ne uităm la nașterea lui Iisus Hristos. Cu mii de ani în urmă, încă în grădina Edenului, după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a stat de vorbă cu Adam, cu Eva, strămoșii noștri, părinții noștri ai tuturor, și lucrul acesta nu mai este acum o aproximație să spui că este sunt părinții noștri ai tuturor, pentru că în cel puțin societatea contemporană în care noi trăim, cu dezvoltarea aceasta fără precedent a geneticii, cu descoperirea DNA-ului sau ADN-ului, cum spune în limba română, acidul dezoxiribonucleic, cu lanțul acela care este tipic fiecărui om și în care este codul vieții, secretul vieții. Concluzia geneticienilor este aceasta. Omul se trage dintr-un strămoș comun, repet, omul se trage dintr-un singur strămoș comun pe care de fapt l-au și codificat strămoșul Eva. I-au pus și numele biblic. Deci părinții noștri, Adam și Eva, strămoșii comuni ai tuturor oamenilor din toate continentele, au păcătuit. Și după ce au păcătuit, duși în eroare de diavolul care a vorbit printr-un șarpe, Dumnezeu a stat de vorbă cu Adam și Eva și a stat de vorbă cu diavolul, cu satana, cu șarpele. Geneza 15, din capitolul, versetul 15 al capitolului 3, este cuvântul cheie, de unde Domnul Dumnezeu prezintă ceea ce urmează să se întâmple în istoria omenirii. Datorită acestei revelații, diavolul a încercat să meargă în paralel cu Mântuitorul Iisus Hristos. A încercat să meargă în paralel. Și cuvântul Domnului din Geneza 3:15 spune așa: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între tine fiind șarpele sau diavolul și femeie. Între sămânța ta, deci observați că prima dată amintește sămânța diavolului. Și sămânța diavolului va fi anticrist, care este o persoană umană rezultată, spre surpriza oricăruia care ascultă, inclusiv cei de la internet, și probabil nu sunt obișnuiți să asculte ce le spun acum, anticrist va fi o ființă supranaturală, rezultată din relația intimă între diavolul și o femeie. Între sămânța ta și sămânța ei, a femeii, care este Iisus Hristos, naștere supranaturală. Aceasta îți va zdrobi capul, sămânța femeii sau Iisus Hristos, și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci diavolul va reuși să lovească în Iisus Hristos. Lovitura în Iisus Hristos este cea pe care o prezintă profetul Daniel și pe care am să vă citesc în 9:26. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Nu este interesant acest cuvânt? Deci va fi omorât și nu va avea nimic. Dacă e mort, e mort, nu? Dar moartea nu poate să-L afecteze pe Domnul Iisus Hristos, n-a putut să-L afecteze, n-a putut să-L țină în legăturile ei, pentru că
spre deosebire de orice ființă născută sub ceruri. Singurul, repet, singurul care are avut autoritatea și are puterea, fiind Domnul vieții, autorul vieții, este Iisus Hristos, care a spus aceste cuvinte și care vorbesc apoi despre caracterul morții Mântuitorului Iisus Hristos. În Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 10, versetele 17 și 18, Iisus face aceste afirmații pe care le voi comenta puțin, puțin ca să înțelegem dimensiunea lor. Iisus spune așa: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Noi știm că Iisus a fost răstignit. Noi știm că El a fost condamnat de Pilat. Noi știm că I s-au bătut cuie în mână și în picioare. Noi știm că I s-a introdus, a fost împuns, spintecat în coasta Lui cu o suliță ca să se dovedească că este mort. Dar vreau să vă spun, nu cuiele l-au omorât, nu sulița l-a omorât, nu bătăile l-au omorât, nu l-a omorât Pilat, deși ei au fost agenții care au contribuit spre această, spre acest final a Iisus Hristos. Iisus n-a murit când a vrut Pilat, Iisus n-a murit când au vrut evreii. Pentru că, dacă vă uitați în cuvântul Domnului și citiți puțin în istorie, consultați cel puțin scrierile evreului, devenit cetățean roman acum pentru că a fost adoptat la curtea Flavinilor, a cezarilor din dinastia Flavinilor, Titus Flavius Vespasianus, istoricul Iosifus Flavius face această afirmație după ce el explică și zice așa: moartea pe cruce era o moarte pe care romanii o aplicau tuturor necetățenilor romani. Deci necetățenii romani erau omorâți prin răstignire. Un cetățean roman era, dacă era condamnat la moarte, era omorât fie prin decapitare, fie prin legare la un stâlp și cu sulița sau cu săgeată era lovit în inimă. De exemplu, știți, când l-au omorât pe apostolul Pavel, nu l-au răstignit. De ce? Pentru că el era cetățean roman. Pe Petru l-au răstignit, dar nu pe Pavel. Și istoricul Iosifus Flavius spune, iar răstignirea, moartea pe cruce, era una dintre cele mai crunte morți inventate vreodată de oameni, era o moarte lentă, o moarte care dura până la 3 zile. După ce mușchii pieptului și mușchii respiratorii paralizau, condamnatul ajungea până acolo încât nici măcar să clipească nu mai putea, durerile erau cumplite, muștele și țânțare se puneau pe el și îl mușcau și îl mâncau de viu, deseori păsările cerului, dacă nu era păzit, se puneau pe creștetul cerului condamnat, răstignit, îi mâncau ochii. Și nu mă cer scuze că fac aceste descrieri grafice, pentru că vreau să înțelegeți dimensiunea agoniei pe care a îndurat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Și cum am spus, aproximativ 3 zile după scrierile contemporanilor dura moartea pe cruce. Însă Iisus Hristos a stat pe cruce 6 ore și apoi a murit, a zis: Tată, în mâinile tale mi-încredințez Duhul. Dovada că ceva neobișnuit este cu acest Iisus Hristos în Marcu 15:44, când lui Pilat i s-a adus vestea că Iisus a murit, auziți ce spune Pilat. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. De ce? Pentru că Iisus n-a murit când au vrut ei. Iisus a murit în momentul în care a vrut El. Am puterea să-mi dau viața, nimeni nu mi-o ia cu sila. Mi-o dau eu de bunăvoie. Când a considerat El și a zis, am încheiat toate, în clipa aceea și-a predat Duhul în mâna Tatălui și apoi, când a considerat că a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului, vorbind biblic, El a venit înapoi de la sine în trupul său pentru că El a înviat. Și atunci ne întoarcem la ceea ce citeam în Geneza 15. Sămânța femeii va fi un fiu de Dumnezeu. Sămânța femeii va fi omul Dumnezeu.
Deci când Domnul a vorbit cu Adam și cu Eva, Dumnezeu a făcut o revelație profundă, prin care Dumnezeu a spus, într-o zi, femeia, dar nu dintr-o relație intimă, femeie-bărbat, soț-soție, femeia de la sine, de aceea spune numai sămânța femeii, va naște un fiu. Și fiul acesta se va numi sămânța femeii. Dar fiul acesta pe care îl va naște femeia se va numi omul Dumnezeu. Eva a pus la minte lucrul acesta, a pus în inimă. Și când s-a născut primul copil, Cain, Cornilescu traduce, acum am să vă citesc, însă aș vrea să vă spun că textul grecesc este mult, mult, mult mai adânc, textul ebraic mult mai adânc decât traducerea Cornilescu, pentru că Cornilescu, ca mulți alți traducători, au găsit dificil să traducă pasajul acesta. Adam a cunoscut pe soția sa, asta înseamnă că au fost intim ca soț și soție. Ea a rămas însărcinată, spune Geneza 4:1, și a născut pe Cain. Și a zis, Cornilescu traduce, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. Textul original ebraic zice, l-am născut pe omul Dumnezeu. L-am născut pe omul Dumnezeu. Pentru că i-a pus la inimă că trebuie să nască un om Dumnezeu care să-i readucă din nou în Eden, de unde acum sunt izgoniți. Dar Eva a uitat ce-i spusese Domnul, că omul acesta Dumnezeu trebuie să fie numai sămânța ei, ci nu uniune naturală între bărbat și femeie. Și după ce Cain a crescut, Eva a realizat că a greșit. Și dovada că a realizat că a greșit, când l-a născut pe Abel, pe al doilea copil, i-a pus numele Abel și Abel însemnează deșertăciune. Pentru că atunci când l-a născut pe Abel, Eva a zis, m-am înșelat cu primul și acesta este tot o înșelăciune. Adică nu este el sămânța femeii, pentru că l-am născut în aceeași procedură în care s-a născut Cain. Și iată că vine vremea, așa cum am citit în pasajul de astăzi din Evanghelia după Matei, că Domnul alege o tânără, curată, pură, virgină, o fecioară, și această tânără, numită Maria, l-a născut pe Iisus Hristos. Nașterea, sau concepția mai degrabă, lui Iisus Hristos este explicată clar, nu se poate înțelege de mintea omenească. Îngerul a venit și i-a spus lui Iosif, dar pe când se gândea el, vrea să-și abandoneze logodnica pentru că l-a făcut de râs fiind însărcinată, așa, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce s-a zămislit sau ce s-a născut în ea, ce s-a conceput în ea, este termenul modern, este de la Duhul Sfânt. Și Luca, când scrie aceste lucruri, are aceeași revelație, pentru că în cuvântul Domnului spune așa, Îngerul Gabriel i-a zis Mariei, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Rămânea însărcinată. Vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Deja îngerul vorbește și despre vremurile viitoare de după naștere, despre împărăția milenară și cea eternă. Maria a zis îngerului, cum va fi posibil lucrul acesta, fiindcă eu nu cunosc bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată deci, nașterea lui Iisus Hristos, întruparea lui, este o taină. Este un lucru peste mintea omenească, din mai multe puncte de vedere. 1. El s-a născut doar din Maria, fără intervenția soțului a unui bărbat. 2.
Cel ce s-a născut din Maria, el nu este unul care are început al zilelor. El este unul etern. El este unul etern. Iisus Hristos nu are început. El este deopotrivă cu Tatăl și deopotrivă cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Însă, în sfatul celor trei, au decis ca unul din ei, pe care noi îl numim Iisus, să aibă început omenesc. Deci să aibă început omenesc, dincolo de eternitatea lui ca ființă spirituală. Pentru că înainte să fie om, Iisus Hristos este ființă spirituală. Și ca ființă spirituală, el este etern. Mica, capitolul 5, cu versetul 2, cuvântul Domnului este foarte limpede. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești printre cele mai mici cetăți ale lui Iuda, totuși, spune Duhul Domnului, din tine îmi va ieși o căpetenie care va cărui pe poporul meu Israel, el a cărui origine se ridică până unde? Până în zilele eternității. Eternitatea nu are zile. El este etern. Ca ființă spirituală este etern. De asemenea, în Ioan, capitolul 1, cu versetul 1, cel mai citit și mai rezinterpretat verset, este așa de limpede. Ia auziți versetul acesta și să-l înțelegem acum în contextul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Versetul spune așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este greu de priceput ce spune Ioan. Dar haideți să vedem ce spune Ioan, ce spune Duhul Sfânt prin Ioan. Pentru că noi știm că la început a fost cer și pământ, când Dumnezeu a creat. Dacă vă uitați în Geneza 1 cu 1, spune la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și atunci, dacă vrem să citim corect ce spune Sfânta Scriptură, trebuie să fim atenți la ce Duhul Sfânt, pe ce pune accent Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt pune accent în primul rând pe verb, pe verbul era. Și hai să citim acum. La început, când a fost cer și pământ, era cuvântul. Începe să se vadă clar? La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Nu numai Dumnezeu era Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Pentru că știm cine este acest cuvânt. Știm cine este acest cuvânt. Este Iisus Hristos. În Apocalipsa 19 cu 16 se spune, pe coapsă avea numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu. Deci el se numește cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ne întoarcem înapoi la vieți paralele. Nașterea lui, naștere supranaturală, va fi imitată de diavolul. Va fi imitată de diavolul. Și această imitație pe care o va face diavolul ca să inducă o lume în eroare, va fi că produsul diavolului, o uniune nenaturală, așa cum a fost pe vremea lui Noe, din fiul lui Dumnezeu, care au cunoscut pe fetele oamenilor, din îngerii căzuți care s-au asociat cu fetele oamenilor și s-au născut nefilimii, uriașii, lucrul acesta se va petrece din nou, dacă nu s-a și petrecut în timpurile noastre. Sunt autori creștini care spun că la ora actuală Anticrist este viu și bine. Sunt autori creștini. Este greu de a fi dogmatic în această privință, dar este foarte, foarte posibil pentru că trăim aceste vremuri din urmă. Și din această uniune nenaturală, Satana, sămânța lui și o femeie, se va naște un om, jumătate om, jumătate diavol, numit Anticrist, a cărui putere absolută va fi în zilele de după răpirea bisericii, timp de 7 ani, numit în Sfânta Scriptură necazul cel mare, și apoi va fi nimicit acest Anticrist la intrarea noastră a bisericii și a celor care vor fi încă vii în vremea aceea, în mileniu, în împărăția milenară. Deci, diavolul merge în paralel, pentru că el vrea să imite și vrea să ducă în eroare. Deci, nașterea este o lucrare paralelă și în cazul diavolului. Apoi, cel de-al doilea adevăr care este imitat de către cel rău este următorul. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu
și îi va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Uitați-vă la diavolul cum merg lucrurile. Tot ce va face el este să se împlinească ce este scris. Și este scris că el va fi sămânța celui rău. Deci anticrist va fi sămânța diavolului. Deci el împlinește ce este scris, ce este revelat în dreptul lui de către Dumnezeu, nu ce este rânduit de Dumnezeu, ci este revelat de Dumnezeu. Însă, spre deosebire de faptul că, uitați-vă la Iisus Hristos, îi vor pune numele Emanuel, care însemnează tălmăcit, Dumnezeu este cu noi, el se va numi anticrist, care însemnează el este împotriva noastră. Deci, viața aceasta paralelă, lucrarea aceasta paralelă, deci lucrarea lor este o lucrare complet diferită. După cum nașterea este diferită, lucrarea este diferită. Iisus Hristos a venit în lumea noastră nu să fie împotriva ta sau împotriva mea. Nu să fie împotriva bucuriei tale sau împotriva bucuriei mele. Nu să fie împotriva binelui tău sau împotriva binelui meu. Nu să fie împotriva împlinirii tale absolute și a împlinirii mele absolute. Iisus Hristos a venit pentru noi. Pentru noi, nu împotriva noastră. Foarte mulți cred că Dumnezeu este împotriva lor. Foarte mulți. Nu. Dumnezeu s-a coborât din cer prin Iisus Hristos ca să fie pentru noi. Acesta este și numele Lui. Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Cel rău, anticristul, este împotriva noastră, este împotriva Lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta de imitare pe care o va face, pentru că în tot el merge în această lucrare de imitare, se va vedea și la moartea și învierea Lui. Iisus Hristos și-a dat viața, țineți minte, Iisus și-a dat viața și-a luat-o înapoi. Deci El n-a putut să fie omorât. Măcar că spunem că a fost omorât Iisus. Oamenii au făcut lucrul acesta, dar nu de aceea a murit. A murit El când a socotit că a împlinit toată lucrarea cerută de Dumnezeu în vederea salvării omenirii. Din toate timpurile și pentru toate timpurile. Atunci a murit Iisus Hristos. Tată, s-a sfârșit. Când El a zis s-a sfârșit, acum în mâinile tale mi-i încredințez Duhul. Și lumea s-a mirat că El a murit. Pentru că a murit când a spus El. Nu același lucru însă se va întâmpla cu Anticrist. El va fi omorât. El va fi omorât. În Apocalipsa, capitolul 11, citim aceste cuvinte pe care sigur că le știți și le-ați auzit, dar când privim în paralel este bine că atunci înțelegem mai profund lucrarea, capitolul 13, nu 11, îmi cer scuze, capitolul 13, spune, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule sau blasfemii și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, deci activitatea maximă a lui Anticrist va fi în ultima parte a necazului celui mare, în 42 de luni, 1260 de zile, sau 3 ani și jumătate. Ea și-a deschis gura, fiara aceasta, și a început să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să-i blasfemieze numele cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție și peste orice norod care este, peste orice limbă care este. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Apoi, cuvântul Domnului spune, mai departe, că fiara aceasta, în versetul 3, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Practic, Anticrist va fi asasinat și va învia din nou. Cum va învia? Apocalipsa capitolul 17 ne spune, versetul 8, fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Deci, care ai văzut-o, era și nu mai este, pentru că a murit. Spune, ea are să se ridice din adânc. Așa. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Ce se va întâmpla? Anticrist va fi asasinat.
Deci el va fi omorât. Iisus n-a murit de la mâna oamenilor, în final el a murit de la sine și a dat viața ca să ne răscumpere. Anticrist va fi asasinat, comentatori biblici spun că probabil cei care îl vor asasina va fi fie Enoch, fie Ilie, cei doi martori care vor lucra împotriva lui. Și apoi, ce se va întâmpla după 3 zile probabil de la omorârea, de la asasinarea lui, demonul care controlează adâncul și care este numit Apolion va intra în trupul lui, așa cum diavolul a vrut să intre în trupul lui Moise ca să-l reanimeze și să-l ducă pe Israel în rătăcire. Deci demonul adâncului, Apolion, este posibil că va intra în trupul lui Anticrist, îl va reanima, îl va readuce la viață după 3 zile, se va război cu cei doi martori care l-au pus la punct și el va omorâ de aceasta pe cei doi martori. În felul acesta, Anticrist, diavolul imită din nou tot ce face Domnul Iisus Hristos. S-a întrupat și el apare supranatural în lume, nu? A murit și a înviat și el înviază supranatural. Pentru că în toate lucrurile vrea să îl imite pe Mântuitorul Iisus Hristos și toate le face după cum este revelat în cuvânt în cartea lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură. Deci și viața aceasta, activitatea aceasta este după Scriptură, după ce este scris, dar pe când Iisus Hristos este pentru noi, cel rău este împotriva noastră. Și apoi este un al treilea adevăr pe care doresc să-l menționez în vieți paralele în această dimineață, și anume este sfințenia. Sfințenia. Iisus s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Viața lui a fost o viață sfântă. Cel rău este nesfânt și nesfânt va fi pentru totdeauna. Viața lui este o viață nesfântă. Și asocierea, nu cu iadul, cu demonii, toate lucrurile acestea vorbesc despre nesfințenia lui. Dar când vorbim aici despre viața sfântă a Mântuitorului Iisus Hristos, aș vrea să menționez acest lucru care este foarte important, mai ales, repet încă o dată, mai ales în societatea contemporană, tinerilor. Vine timpul să vă căsătoriți, vine timpul să întemeiați o familie, poate v-ați logodit, poate sunteți logodiți. Faptul că v-ați logodit și sunteți logodiți nu vă dă dreptul să fiți intimi, nu sunteți soț și soție. Nu vă place să auziți probabil așa ceva pentru că nu este corect din punct de vedere politic în lumea noastră, pentru că toată lumea o face. Toată lumea poate să facă ce vrea. Dacă ești omul lui Dumnezeu, trebuie să faci ce vrea Dumnezeu. Observați cât de frumos vorbește Sfânta Scriptură despre Iosif și Maria. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe soția sa. Era logodnica lui, avea dreptul să fie împreună cu ea, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu, căruia i-au pus numele Iisus. Dacă cineva se gândește la familie și în aceste zile de sărbători, sunt și sărbători pentru familie, nu? Este vremea când familiile se adună la oaltă. Dacă cineva dorește să aibă binecuvântare de la Dumnezeu și dacă te gândești să fii binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să te gândești la aspectul acesta. Trebuie să te gândești bine la acest aspect. Actul de a fi intim este rezervat în Sfânta Scriptură și în viață numai pentru soț și soție. Logodirea și logodnica și logodnicul nu îți dă dreptul, statutul acesta nu îți dă dreptul să trăiești astfel viața. Dacă ai greșit și dacă ai păcătuit în această privință și încă ești în viață, știi că plata păcatului este moartea, dacă Dumnezeu nu te-a lovit cu moartea și nu v-a lovit cu moartea și este cineva vinovat, și dumneavoastră de la internet care m-a auzit și vă surprinde că într-o biserică se vorbesc lucrurile acestea, în biserică trebuie vorbit lucrurile acestea pentru că în biserică învățăm adevărul lui Dumnezeu. În Biblia mea scrie botezați-i și învățați-i. Noi vă învățăm lucrurile lui Dumnezeu cu smerenie, nu cu aroganță, cu smerenie. Vă aduc aminte, dacă Dumnezeu v-a dat viața și v-a păstrat cu viață până în momentul acesta, mărturisiți Domnului păcatul vostru, pentru că am găsit scris că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a trăit o viață fără de păcat, are putere să mântuie și în Sfânta Scriptură scrie și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat.
De aceea, cerința lui Dumnezeu, inclusiv la aceste sărbători, este cea pe care Sfântul Apostol Petru, citindu-o din Vechiul Testament, 1 Petru 1 cu 16, spune: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu fiind Dumnezeu. Și noi trebuie să fim sfinți pentru că suntem copiii de Dumnezeu. Iată deci câteva lucruri legate de această sărbătoare glorioasă, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ne-am uitat în cadrul unui subiect pe care l-am intitulat Vieți Paralele. Ne-am uitat la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și la imitarea pe care o face cel rău. Ne-am uitat la faptul că tot ce face Iisus Hristos este după Scripturi și cel rău, viața lui este revelată în Scriptură, nu este decretată, să nu facă nimeni această confuzie. Dumnezeu n-a decretat să facă El ce face. Este revelată în Scriptură și dacă citești cu atenție, totul merge după ceea ce este cunoscut și revelat de Dumnezeu. Însă, spre deosebire de lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, care este pentru noi, se va numi Emanuel, Dumnezeu cu noi. Cel rău este împotriva ta. Și de aceea întreabă-te astăzi, cu cine vrei să fii? Cu cel ce este pentru tine sau cu cel ce este împotriva ta? Cu cel ce este pentru casa ta sau cu cel ce este împotriva casei tale? Cu cel ce îți vrea binele sau cu cel ce vrea să-ți meargă rău? Aduceți-vă aminte și cu aceasta am încheiat. Vă spuneam cu altă ocazie de ceea ce doctorul David Ion Ghicio spunea și a scris și în cărțile lui. Spunea el: mă rog mult și dânsul are o viață mare de rugăciune. Dr. Ion Ghicio este păstorul celei mai mari biserici de orice denominație din lume, este Biserica Pentecostală, 850.000 de membri în Seul, Coreea. Și doctorul David Ion Ghicio spunea: într-una din zilele mele de post și rugăciune, după mai multe zile de post și rugăciune, am avut o vedenie. În vedenia mea mi-a apărut diavolul în față. Arăta atât de hidos încât spune: pentru moment m-am speriat. Și în sperietura mea și în groaza mea mi-am adus aminte de puterea sângelui lui Iisus Hristos, de puterea numelui lui Iisus Hristos. Am chemat sângele Domnului peste mine, am chemat numele Domnului peste mine și m-am liniștit. Și m-am trezit în vedenia mea că vorbesc cu cel rău, cu diavolul. Și am zis: ce vrei? Ce vrei de la mine? Și diavolul mi-a zis: vreau să te omor. Vreau să te omor. Și David Ion Ghicio spune: de ce vrei să mă omor pe mine? Eu nu ți-am făcut ție niciun rău. Ba da, îmi faci foarte mult rău, pentru că predicând Evanghelia în toată lumea, scoți pe oameni din împărăția mea și îi duci în împărăția Nazarineanului, că nu-i poate spune la Iisus Hristos pe nume, în împărăția Nazarineanului. Și David Ion Ghicio spunea, îi răspundea, i-a zis: asta am să o fac cu bucurie, pentru că Iisus mă ajută, El este cu mine. Dar spune-mi totuși, de ce ai tu ura aceasta împotriva copiilor lui Dumnezeu? N-a vrut să-i spună. Și atunci David Ghicio a spus: mi-am adus aminte de autoritatea în numele lui Iisus Hristos. Citit în cărțile lui și veți vedea, eu am vorbit personal cu lucrurile acestea. A zis: îți poruncesc în numele lui Iisus, care are puterea asupra ta, să-mi spui de ce urăști. Și atunci diavolul i-a zis: știi de ce urăsc? Eu am fost lângă tronul lui de domnie. Eu am căzut de acolo. Eu nu mă mai pot duce acolo. Eu știu de unde am căzut și știu unde mergeți voi. Și nu vreau să ajungeți acolo. Ați auzit? Nu vrea ca tu și cu mine să ajungem acolo. Pentru că este împotriva ta și este împotriva mea. Mulțumim lui Dumnezeu însă că Dumnezeu este pentru noi. Și cum zicea Apostolul Pavel: și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră?